Cred că până la urmă trebuie să simți momentul. Ajuns la 30 de ani, atacantul mușcelean Simon Măzărache a reziliat contractul cu Petrolul Ploiești și a ales să revină acasă la Câmpul Lung pentru proiectul Îndrăzneț de la Aro Academy. A semnat cu liderul Ligii a 4-a, Aro Câmpul Lung, iar sâmbătă va fi prezent la reunirea echipei antrenată de Ovidiu Tică. A ajuns în fotbalul mare în 2015, odată cu transferul la CS Universitatea Craiova, după care, rând pe rând, a mai evoluat pentru Juventus București, Concordia Chiajna, CS Mioveni și Petrolul Ploiești, adunând astfel peste 100 de prezențe pe prima scenă a fotbalului românesc. Totodată și-a trecut numele de mai multe ori pe lista marcatorilor. Măzărache înscrie golul singurul de până acum. Prea relaxat în Mortean. Măzărache acum poate înscrie. Măzărache, gol! Craiova 1-0. Centrează Carabela, bine, lovitura de cap și gol! Super! Da, contraatac foarte bun al Petrolului, să vedem cum se finalizează. Bratu și Măzărache și este un gol simplu. Nu Bratu, ci Cioiu este cel care a reușit să paseze decisiv.